Bună ziua și bine v-am găsit! Sunt Virginia, astrolog și haideți împreună să vedem ce ne rezervă săptămâna aceasta la capitolul dragoste. Previziunile sunt valabile atât pentru zodia natală cât și pentru ascendent. Berbec. Tensiunea generată de luna plină de la sfârșitul săptămânii trecute se mai poate încă resimți și în primele zile ale acestei săptămâni, fapt care te va determina să analizezi cu atenție care sunt așteptările tale vis-a-vis de o relație de iubire. Poți fi însă tentat să experimentezi mai mult, să încerci ceva nou, fie alături de partenerul actual, fie alături de o persoană pe care tocmai ai cunoscut-o, însă va fi un gen de experiență care să te facă să te simți liber și fără constrângeri. Taur. Poți avea parte de experiențe noi și interesante, care îți deschid practic noi orizonturi. Dacă ești într-o relație de cuplu, comunicarea dintre voi poate să atingă un nou nivel de înțelegere, unul care să permită o mai mare libertate și acceptare a unor diferențe. Poate admiterea unui adevăr creează o nouă platformă de relaționare. Dacă ești singur, dă-ți voie să experimentezi acceptând o invitație cu care nu ești foarte comod, dar care cu siguranță te va bine dispune. Gemeni. Lasă-te surprins și intră în joc dacă cel de lângă tine își dorește să schimbe un pic lucrurile, venind cu o propunere incitantă. Sau poate ești invitat să participi la un curs care predă unele tehnici sau metode de a îmbunătăți calitatea vieții sentimentale și intime. Important este să fii deschis la noile experiențe, iar acest lucru se aplică și în cazul în care nu ești încă într-o relație, deoarece s-ar putea să descoperi că șansele apar câteodată în cele mai neobișnuite locuri. Rac. Situația unei relații de parteneriat, mai veche sau mai nouă, poate să nu fie una foarte clară, deoarece valorile sau interesele par să nu fie aceleași. Însă discuțiile profunde de care ai parte săptămâna aceasta cu siguranță pot aduce unele clarificări. Ce poți să faci pentru a te mai elibera de aceste tensiuni este să faci ceva diferit de până acum. Să ții câteva zile libere, să pleci într-o călătorie, să participi la o activitate de grup. Orice gen de activitate care te relaxează și care te pune pe tine în prim plan, te favorizează. Leu. Dacă tema principală a lunii pline din propriul tău semn, de la sfârșitul săptămânii trecute a vizat exprimarea nemulțumirii tale, care s-a tot adunat într-o relație de cuplu, încep săptămâna aceasta determinat să-ți menții punctul de vedere. Pe parcursul săptămânii te poți lăsa îngrenat într-o nouă aventură sau în urma schimbării câtorva replici cu cineva realizezi că totul decurge într-un mod incitant și pasional. Va depinde de tine în ce măsură ești dispus să te implici. Fecioară. O săptămână care te avantajează relațional. Îți înțelegi mai profund unele dorințe sau plăceri și ești dispus să le împărtășești cu persoana iubită într-un mod deschis și asumat. Dacă, în schimb, vrei să cucerești pe cineva, ai toate șansele să-ți atingi obiectivele, deoarece unele gesturi pot face cât o mie de cuvinte. De asemenea, poate să fie momentul perfect pentru a-ți surprinde partenerul cu o invitație sau o propunere de a merge undeva sau a face ceva diferit de până acum pentru a ieși un pic din rutina zilnică. Balanță. Unele proiecte la începutul săptămânii nu-ți lasă foarte mult timp pentru relația de cuplu, însă de joi interesele tale sunt în schimbare. Vestea bună este că Mercur intră sâmbătă în Vărsător, activând în cazul tău sectorul iubirii și al romantismului. Deci, în următoarea perioadă, interesul tău în a socializa sau a cunoaște persoane noi este amplificat. Ești mai carismatic, mai jucăuș și poți flirta cu o naturalețe deosebită. Dacă ești într-o relație de cuplu, vei simți nevoia de mai multe activități interactive. Scorpion. Chiar dacă unele nemulțumiri într-un parteneriat au reprezentat cauza unor tensiuni la sfârșitul săptămânii trecute, ești încă angrenat în găsirea unor soluții pentru rezolvarea lor. Unele discuții pe care le porți cu cineva te pot susține în a privi situația din alte perspective. În același timp, dacă ești singur, poți fi surprins plăcut de propunerea total neașteptată a unei persoane. Dacă ești la o întâlnire romantică, lucrurile pot deveni din ce în ce mai incitante. Săgetător. În urma unor discuții serioase cu partenerul de cuplu, vizând lucrurile sau activitățile importante pentru fiecare dintre voi din perspectivă relațională, vă puteți decide să vă mobilizați în a face unele schimbări pentru a revitaliza interacțiunea dintre voi. Poate schimbați ceva în propriul cămin, astfel încât să faceți loc pentru un gen de activitate care vă place amândurora, sau poate vă decideți să vă înscrieți la un curs comun care presupune o activitate plăcută și interactivă. Capricorn. E posibil ca unele tensiuni să fi destabilizat ușor relația de cuplu la sfârșitul săptămânii trecute, fapt care se va resimți și la începutul celei actuale. Însă poți fi surprins plăcut să realizezi că unele discuții pot salva situația, mai ales dacă sunteți dispuși să schimbați unele chestii. Dacă ești singur, poate să fie o săptămână mai mult decât interesantă, în care conversația inițială cu cineva se poate transforma în ceva mai mult. Important este să fii flexibil, spontan și pregătit pentru ceva diferit. Vărsător.
neînțelegerile dintr-un parteneriat cu care ai încheiat săptămâna anterioară și care au continuat și în prima parte a celei actuale vor începe treptat să se amelioreze. Unele discuții sensibile și profunde vă oferă șansa să clarificați unele chestiuni mai vechi, eliminând ceea ce nu mai este nici folositor și nici benefic relației, astfel încât să începeți să construiți ceva nou. Unele gesturi de bunăvoință din partea unuia dintre voi se vor dovedi exact lucruri de care celălalt avea nevoie pentru a se simți apreciat. Pești. În primele zile ale săptămânii, chiar dacă simți că celălalt îți solicită timpul, prezența și chiar afecțiunea, poți fi destul de încărcat cu unele chestiuni legate de muncă care îți distrag atenția. Însă nu ar trebui să-i subestimezi perseverența sau imaginația, întrucât va găsi metode mai mult decât ingenioase să te câștige de partea sa. Dacă ești singur, unele schimburi de mesaje cu cineva pot naște pasiuni neașteptate, deci fii pregătit pentru ceva nou și incitant. Acestea au fost previziunile la capitolul iubire. Să fie o săptămână plină de iubire. La revedere!